La Târgu Agraria sunt prezente fermele, asociațiile țărănești din România, dar iată că l-avem acum în fața camerei de luat vederi și pe domnul Alin Bogdan Buzescu, președinte Catar, adică președintele Confederației Asociațiilor Țărănești din România. Bună ziua! Bună ziua! Vă invit să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră acest târg, cum este organizarea și în ce măsură el poate fi și în interesul fermierilor și în interesul acestor asociații pe care dumneavoastră le reprezentați. E binevenit, e un prilej să ne întâlnim, oamenii noștri să se cunoască, să identifice noi oportunități de dezvoltare și să-și schimbe opiniile și să facă propuneri de dezvoltare. Noi astăzi am avut o prezentare cu doi din membrii confederației noastre, Agrom Row de la Mureș și Federația Agricultorilor de Munte Dorna, care împreună cu alte două organizații și cu finanțarea de la Guvernul Elveției demarează un proiect în România prin care înființează 6 stâne modernizate pentru fermierii mici și țăranii noștri în 6 județe. Noi suntem foarte bucuroși că se întâmplă lucrul ăsta pentru că pe noul program național de dezvoltare rurală, pe noile finanțări, împreună cu centrele Confederației pe care urmează să le înființăm în cadrul altui proiect cât de repede putem, să folosim aceste exemple de bune practici și să finanțăm stâne modernizate din cele 6.000 de stâne montane, să facem cât mai multe, cât mai repede pe nouă PNDR stâne moderne care să asigure igiena și o creștere a productivității. E bine că acest lucru se întâmplă pentru că nu știu din ce motive, noi românii întotdeauna așteptăm ca cineva să vină, să facă și mai ales să ne demonstreze și totodată sunt foarte mulți cei care așteaptă, nu știu până când, să vină cineva, eventual să vină autoritățile și să ne mai spună și cum să facem. Eu cred că a sosit momentul ca asemenea exemple pozitive să le vedem, să existe și să învățăm și noi, cum spunem de multe ori, să furăm meseria. Pentru că multe lucruri se învață în școală, dar foarte multe pot fi preluate de la cei care au experiență, de la cei care au reușit să facă primul pas. Păi da, să ne asumăm răspunderea și să preluăm puterea. Nu putem prelua puterea dacă nu ne asumăm răspunderea. Atunci trebuie să ne impunem, dar pentru asta trebuie să fim puternici, să dăm mână cu mână, să ne asociem și să ne păzim interesele. Asta e rolul asocierii și pentru asta toate asociațiile care se trezesc în perioada asta pe noua perioadă de programare se alătură Confederației Catar și devenim din ce în ce mai puternici. Bun, o să vă rog să-mi spuneți în ce măsură oferta de utilaje, de tehnologie, de aparate care există la Agraria în acest an este și pentru micii fermieri, pentru că utilaje moderne, mari, care sunt pentru fermele mari, puternice, văd că există, dar întrebarea este legată și de acest segment și anume fermele mici, pentru că dimensiunea utilajelor trebuie să fie corespunzătoare cu aceste nevoi pe care le au oamenii. Da, este un aspect sesizat corect și noi suntem de aceeași părere. Târgul față de anul trecut nu este mai evoluat, este aproximativ la fel de dezvoltat ca și anul trecut, cel puțin din ce am observat noi până acum. Din păcate am observat mai puține animale, dar există o serie de utilaje și de scule în agricultură care nu sunt prezente la târg și de care se pot folosi micii fermieri. Sigur că pentru asta există o explicație. Micii fermieri nu sunt finanțați, nu sunt suficient de asociați, de întăriți, ca să poată să reprezinte o piață de desfacere pentru producătorii de astfel de utilaje. De aceea noi ne asumăm dezvoltarea Confederației, încurajarea asocierii pe noile măsuri și implementarea unui program de dezvoltare rurală pentru care luptăm de câțiva ani de zile să fie cât mai pliabil pe interesele noastre. Eu zic că munca făcută în ultima perioadă în parteneriat cu reprezentanții Ministerului a dat roade pozitive, cel puțin ca imagine de ansamblu a PNDR-ului. Sigur că nu reprezintă tot ce ne-am dorit noi. Sperăm să rezolvăm lucrul acesta pe parcurs, apropo de Strategia Națională de Dezvoltare, dar pentru a avea și utilaje, cum spuneați mai devreme, pentru fermele mici și medii, trebuie să existe și putere de cumpărare, ori pentru asta avem nevoie de finanțare și tare mi-e teamă că dacă noi ne organizăm foarte bine, s-ar putea să nu ne ajungă banii ăștia pe care îi avem de la Uniunea Europeană și care până acum nu i-am putut cheltui, s-ar putea să nu ne ajungă dacă ne organizăm bine, pentru că eu știu sigur că românii, dacă se hotărăsc și pun umăr la umăr, reușesc să facă treabă foarte, foarte serioasă.
Sunt de acord cu asta, vedeți dumneavoastră, nu trebuie să ne punem mari speranțe doar în acești bani, trebuie să ne punem întrebarea și ce-am face dacă nu am avea acești bani. Practic, finanțările trebuie făcute și cu economiile oamenilor atunci când există, dar în general aceste investiții peste tot în lume se fac cu banii băncilor, cu banii fondurilor de investiții. Nu odată v-am auzit și pe dumneavoastră spunând, i-am auzit și pe ceilalți președinți de asociații, afirmând că forța de muncă din agricultură este îmbătrânită și atunci apare firească întrebare: ce facem, mai corect spus, ce faceți dumneavoastră în această calitate pe care o aveți, pentru ca tânăra generație să învețe, să îndrăgească în primul rând acest domeniu. Nu-i putem lăsa pe oameni să ajungă la 30 de ani și abia atunci să venim și să le spunem că agricultura poate să fie o variantă. Eu cred că trebuie încă de la o vârstă fragedă să-i ajutăm să înțeleagă și, desigur, să vadă un viitor în acest domeniu important de activitate. Oamenii se gândesc în primul rând la supraviețuire. Și eu cred că dacă fac afaceri de mici dimensiuni, afaceri performante, pot să trăiască în bune condiții și în România, nu trebuie să emigreze și nu trebuie să se gândească să plece cât mai repede din țară, indiferent de vârsta pe care au, indiferent de forma de învățământ pe care au absolvit-o. Mai ales că avem condiții extraordinare pentru agricultură, valori pe care ar trebui cu toții să le folosim pe deplin. Sesizez cu bucurie faptul că referirea mea la strategia de dezvoltare rurală o gândeam apropo de tinerii fermieri, de întinerirea satelor românești, ca o măsură principală pe care noi am propus-o ca un program tematic separat de restul programului, pentru că este fundamental pentru dezvoltare, în afară de pământ, care este un aspect important, omul, foarte important, tinerii de la sate, care încep să devină din ce în ce mai mulți, și cu studii și fără studii, să facă din ce în ce mai multe ferme, trebuie încurajați să-și asume viitorul și să se implice și să se lupte pentru drepturile lor. Avem deja o organizație națională, îi încurajăm cât putem de tare să se lupte pentru modificări legislative, pentru propuneri tehnice, dar pentru asta fiecare trebuie să facă puținul pe care trebuie să-l facă fiecare. Bun. Eu vă mulțumesc mult și mă bucur că ne-am reîntâlnit și cu această ocazie aici la Agraria și nu rămâne decât să vă urez mult succes, desigur să fiți cât mai aproape de interesele pe care le au fermierii și sunt convins că în aceste condiții și ei vor fi apropiați de dumneavoastră, de cei care conduceți asociațiile și, desigur, această confederație Qatar pe care o reprezentați. Mult succes, vă mulțumesc mult! Mulțumesc frumos și eu!